Omul de afaceri Sorin Țerbea și alte 5 persoane s-au prăbușit cu elicopterul aseară la ora 20:30 în localitatea Tăureni, aflată la 45 de kilometri de Târgu Mureș. O singură persoană a supraviețuit. Este vorba despre o femeie, director de marketing la firmele lui Țerbea. 3 pasageri erau o familie din Germania, sosită în zonă pentru a studia oportunitatea unei afaceri. Intervenția la fața locului a durat ore în șir. Echipele specializate au oprit căutările în lac la ora 22:30, urmând a le relua dimineață după răsăritul soarelui. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, Mihai Godi, ultima victimă a accidentului de elicopter a fost găsită în această dimineață la circa 10 metri distanță de elicopter, care se afla încă în apă. Dareghin TV a fost printre primele instituții media din județ care au relatat de la fața locului. Colegul nostru Marius Portic a fost la Tăureni și a ținut pe telespectatori la curent cu intervenția echipelor de salvare. Un echipaj de criminaliști din cadrul Poliției Române a fost trimis la Mureș pentru a coordona ancheta deschisă în urma tragediei. Primele cercetări arată că elicopterul s-a prăbușit la 3, maxim 4 minute după decolare, la circa 200 de metri distanță de locul de unde plecase.